18 la Realitatea TV Cluj. Detalii incendiare despre afacerile primarului Sorin Apostu în cele 64 de pagini ale motivării sentinței de arestare. Vorbim despre subiect imediat în jurnal. Sunt Ionel Spuch, iată acum și celelalte titluri ale zilei. Mașinile primăriei și ale regiilor subordonate au fost asigurate în ultimii 3 ani de firma Aspaziei Droniuc. DNA a interceptat convorbiri în care Monica Apostu îi spune șefului, soțul ei, șeful. Profesorii care fac subiectele la examenul de rezidențiat sunt izolați timp de o săptămână într-un loc secret. Toate mașinile primăriei și ale regiilor subordonate au fost asigurate între 2009 și 2011 de același agent, firma Frarom, a Aspaziei Droniuc, la indicațiile primarului Sorin Apostu. Pentru aceste servicii, firma a plătit pe parcursul celor 3 ani circa 50.000 de euro către cabinetul de avocatură al soției primarului. Alți 45.000 de euro au fost plătiți către același cabinet de administratorul societății de salubritate Brandner Vereș, imediat după ce firma a câștigat în 2010 un contract pe 8 ani cu primăria. În motivarea sentinței de arestare a lui Sorin Apostu, care are 64 de pagini, se vorbește și despre alte sume și bunuri primite de primar. Ciprian Aron are mai multe detalii. Bună seara, Ciprian. Ce mai scriu judecătorii în decizia de a-l trimite după gratii pe Sorin Apostu? Bună seara. Instanța a motivat că e necesară arestarea preventivă pentru 29 de zile a primarului Sorin Apostu, întrucât acesta ar fi urmat să comită și alte infracțiuni, cum ar fi înlesnirea încheierii unui nou contract de asigurare a parcului auto cu firma denunțătorului Aspaziei Droniuc. De altă parte, așa cum spuneai în motivare, se arată că primarul Sorin Apostu ar fi primit prin intermediul casei de avocatură a soției sale sume importante de la firma Brandner și cea a Aspaziei Droniuc. Mai mult decât atâta, primarul ar fi strâns numai puțin de 50.000 de euro de la piețarie pentru autorizațiile de funcționare în ceea ce privește comerțul stradal. În motivare se mai arată că Sorin Apostu ar fi avut întâlniri conspirative cu potențial oameni de afaceri cu care ar fi urmat să încheie contract mai puțin licite, la etajul 5 al parkingului de lângă primărie, acolo unde nu exista un sistem de supraveghere video sau audio. Totodată, instanța a confirmat prezența a 17 cartele telefonice pe care primarul le folosea în convorbirile sale cu oamenii de afaceri și mai mult acesta primea astfel de semnale și de mesaje de la astfel de oameni de afaceri, inclusiv pe Facebook. Există date că inculpatul pregătește săvârșirea unei noi infracțiuni. Inculpatul a încercat să zădărnicească aflarea adevărului. Lăsarea în libertate ar însemna un pericol pentru ordinea publică, iar fapta pentru care este acuzat prevede pedeapsa cu închisoarea mai mare de 4 ani. Acestea sunt temeiurile juridice pentru care Apostu a fost trimis în arest. Inculpatul a disimulat comiterea actelor de corupție, respectiv de luare de mită, în perioada 2009-2011, printr-o metodă ingenioasă, al cărui scop era crearea unei aparențe de legalitate, prin încheierea unor contracte de consultanță juridică cu cabinetul de avocatură al soției. Se arată în motivarea deciziei de arestare. Potrivit procurorilor, aici, în parkingul situat la câțiva metri de clădirea primăriei, se întâlnea primarul Sorin Apostu cu oamenii de afaceri care doreau să încheie contracte cu municipalitatea. Primarul avea de coborât numai câteva drepte de la biroul său, aflat în clădirea din stânga mea, apoi venea la etajul 5 al parkingului pentru a discuta detaliile tranzacțiilor. Un alt argument solid în decizia de arestare luată de magistrați a fost faptul că Sorin Apostu a pus la punct cu Aspaziei Droniuc și contractul de asigurare a parcului auto de la Raduc pentru anul viitor. Inculpatul i-a spus telefonic învinuite Aspaziei Droniuc că totul va fi ok. Vom merge în continuare ca și până acum. În convorbirile telefonice interceptate de către DNA, Monica Apostu îi spunea soțul ei șeful. Primarul folosea 17 cartele telefonice pentru a scăpa de ascultări, susțin procurorii. Motivarea judecătoare Ioana Morar o face praf pe soția primarului. Activitatea zilnică a învinuitei a fost o perpetuă vacanță, scrie în motivare. Monica Apostu trăia, potrivit motivării date publicității astăzi, un adevărat vis. Câștiga sume uriașe de bani fără să depună niciun efort. Analiza activității zilnice a învinuitei duce la concluzia clară că aceasta nu a desfășurat nicio activitate specifică și nicio îndeletnicire lucrativă. Pe parcursul a 4 luni a fost prezentă o singură dată la cabinetul său avocațial. Activitatea zilnică a învinuitei a fost, de fapt, o perpetuă vacanță. Deși în biroul Monica Apostu munceau alte două avocate, conturile soției primarului se umpleau lunar cu 10.000 de euro. Cabinetul de avocatură al soției lui Sorin Apostu, spun magistrații, nu era decât un paravan pentru afacerile necurate ale acestuia. Monica Apostu încasa zeci de mii de euro pentru contracte de consultanță juridică încheiată cu diverse firme, fără însă a prestat vreo activitate în schimbul banilor.
Monica Apostu nu primea doar bani, au aflat procurorii. Firma Chiate achita haine și pantofi, iar societatea Bradnery suporta contravaloarea carburantului pentru mașină. Călin Stoia achită lunar soției primarului 14.880 de lei potrivit procurorilor. În iulie Stoia a rămas în urmă cu plata și a fost sunat pentru a-i se aduce aminte că este dator. În convorbirea interceptată de către DNA, Monica Apostu pare să fie subordonată primarului, nu soția acestuia. Să trebuie să mă vezi un pic. Da, am lipsit ultima lună, drăguță. Mersi mult, eu mă gândesc că e ok totul, dar să fiu și eu ok, că eu sunt în urmă și vreau să fiu ok. Că am fost plecat. M-am gândit și l-am întrebat pe șeful și mi-a zis că ești prin zonă și să te sun și nu. Am venit eu, m-am întors efectiv din țări străine luni. Sorina Postu folosea 17 cartele telefonice și își făcea modificări în telefonul mobil pentru a nu putea fi interceptat. Aceeași tactică o foloseau și persoanele cu care punea la cale afaceri necinstite. Acest lucru reiese din discuțiile dintre Călin Stoia și o persoană care apare ca BH în motivare. Nu pot, eu pe telefon cu el nu pot vorbi. Nu să vorbești, dar ai trimis un SMS cu un număr. Nu există, crede-mă, că nu vreau să așa funcționează. Am înțeles. Eu te-am întrebat, m-am gândit la o variantă. Dacă, deci singura variantă care funcționează în afară de mine, dacă mă duc la el, este să te duci tu, căci te cunoaște. Știe că ești prietenul meu, știe cine ești și dacă tu te duci și spui, domnule, acolo frumos. Îți spune, vino la 10:30, te primește instantaneu, deci nu există să stai maxim 5 minute. Potrivit procurorilor, Apostu a folosit numai în ultima vreme firma soției sale ca paravan. Înainte, el primea sume de bani printr-o firmă a cărei unic acționar era socrul său. Discutăm despre motivarea făcută publică astăzi de Curtea de Apel cu jurnaliștii Alin Golban și Titus Crăciun de la Ziua de Cluj. Bună seara, bine ați venit. Bună seara. Șochează mai întâi faptul că soția îi spune șeful soțului ei. Da, spune șeful, da, se referă și la Călin Stoia. Deci, pentru că procurorii spun în motivare că există un raport de subordonare între Apostu și Stoia, pentru că la un moment dat îl ia la rost primarul pe omul de afaceri, că nu s-au întâlnit când conveniseră anterior. Apostu era șeful celor doi. Da, așa reiese din cele spuse aici. Un șef suprem al unei caracatițe la primăria Cluj-Napoca, din care rezultă ce? Este un miros profund de lebeniță, de haine din mold și de motorină în toată afacerea asta peste Cluj. Este inimaginabil până unde, dacă se probează aceste fapte, până unde se poate coborâ, până unde se pot coborâ niște funcționari și demnitatea care merg noaptea pe furiș să trateze cu lebenițarii zeciuiala, care primesc carduri de motorină să-și picure acolo în rezervor ca să nu... Așa că a căror neveste primesc haine de la firmele care au contracte cu primăria. Deci este inimaginabil. Într-adevăr, zvonurile despre ce se întâmplă prin primăria Cluj-Napoca erau neprobabile jurnalistic. Din punctul de vedere strict deontologic. Dar se vorbește. Mi se pare incredibil că în tot acest timp, din 2008, până acum, că din 2008 am început afacerile, așa cum spun procurorii, prin firma socrului lui Apostu, din 2008 până acum au trecut 3 ani. Și băgăm în ceață pe telespectatori. Da. Deci, conform motivării, da. Sorin Apostu a obținut în ultima vreme bani prin firma soției sale, prin cabinetul, prin cabinetul de avocatură. Înainte exista o firmă patronată de socrul lui Sorin Apostu, care oferea tot servicii juridice. Se derulau niște afaceri și acolo intră deja alte firme. Nu vorbim acum despre Chiat, nu mai vorbim despre supermarketuri, ci vorbim despre hipermarketuri autorizate. Nu era neapărat de consultanță juridică firma socrului, avea și alte obiecte de activitate, se referea și la niște autorizări de mediu care trebuie obținute de oricine care venea să-și facă o afacere în Cluj-Napoca. Da, dimensiunea aceasta arată că există posibilitatea ca orice mișcă în acest Cluj să fie zeciuit, să trebuiască să fie dat o taxă de protecție sau ceva în primăria Cluj-Napoca, din moment ce însuși capul primăriei se ducea noaptea la 12, nu lăsând la o parte 17.000 de telefoane câte avea și așa mai departe. Nu avea încredere în nimeni. Nu asta este important, că avea sau nu avea încredere în cineva. Când capul administrației se duce noaptea la 12 să trateze cu aia din Dăbuleni care vin
să-și vândă agoniseala de un an lebenițele alea pentru să dea taxă de protecție de 4.000 de euro și merge însuși primarul, ceva e foarte, foarte grav. Dar e foarte interesant ce ai spus tu, că în toată caracatița asta nu a fost implicat nimeni din primărie, că doar Apostol și soția lui, cei doi soți, deși făceau... Deși într-un loc în motivare, primarul tot. Spune că acel contract pe 8 ani cu firma Brandner Vereș a fost semnat de viceprimarul Radu Moistine, nu de el însuși. Așa spune în apărarea lui. Dar eu mă refer la interceptări și la tot materialul aici, probator. Da, Alina, ai dreptate, dar trebuie să mai spunem un amănunt foarte important care există în această motivare, și anume, procurorii spun că este un anumit stadiu al probatoriului, deci ne putem aștepta, pentru că această decizie de arest, de arestare preventivă, decizia de arestare preventivă s-a făcut pe un anumit nivel al probatoriului. Deci ne putem aștepta la încă probe probabil serioase în acest dosar. Ce spune motivare că aceste, și e vorba de anumite fapte, vor fi cercetate într-un dosar viitor? Da, păi dacă această motivare de 60 de pagini este atât de interesantă, abia aștept să aibă loc trimiterea în judecată cu tot dosarul. Din sursele mele știu că este unul dintre volume este doar cu filaje și interceptări. Filajele fiind 24 de ore din 24, sunt pozați Apostul și soția cu toți cu care s-au întâlnit, deci sunt niște probe solide, se pare, în acest dosar, față de alte dosare unde erau doar declarații, care declarațiile pot fi interpretate, că unul zice că i-a dat, dar aici sunt poze făcute de ofițeri care i-au urmărit tot timpul. Un jolly joker în acest dosar pare să fie în acest Călin Stoia, care făcea tot felul de promisiuni în numele primarului la un moment dat. Firele duc chiar către guvern. Acum, într-un fie vorba mult, se mai lăudau prin Cluj că au intrări directe oriunde și i-au pus și miniștri și premier și așa mai departe. Dar acest om de afaceri este interceptat și el în foarte multe convorbiri și, într-adevăr, dintr-o convorbire cu un om de afaceri din Sud, rezultă că i-ar fi promis că eu pentru 50.000 de euro nici nu mă dau jos din pat, dar știu că dacă ar merge acolo ar fi o zeciuială, adică 10% din ce ar trebui să primească cineva bani de la stat pe niște lucrări făcute, 10% trebuie să se ducă undeva din preajma lui number one. 10% strică mitul lui 50-50. Nu, asta e 10% din preajma lui number one. Deci, da, nu știm number one. Nu știm cine e number one. Dar putem presupune că există o zonă executivă a politicii, că provine dintr-o zonă executivă a politicii. Să ne întoarcem puțin la soția primarului, care era într-o perpetuă vacanță, Alin Golban. Da, ceea ce este foarte interesant, că toate contractele doamnei Apostol sunt cu firme care aveau o anumită relație, ori contractuală, ori au solicitat autorizații de la primăria Cluj-Napoca. Patru luni a fost o singură dată la birou. Da, și că în trei minute a primit salariul unui profesor pe 3 ani, 5-6.000 de lei. Da, aici deja parcă această judecătoare a scris literatură. Sau presa. Păi a fost o constatare. Bine, mare parte din motivare trebuie să... Cât ia profesorii, cât ia... Da, dar trebuie... Se poate raporta la salariul minim pe economie și atunci e așa o chestie mult mai groază. Și nu neapărat judecătoarea, că trebuie să explicăm telespectatorilor că mare parte din această motivare este preluarea propunerii de arestare a procurorilor DNA, care să știe că au și exprimări mai romanțate, cum spuneai și tu. Alin, tu ești specialist pe domeniul acesta, justiție. Când să ne așteptăm la recursul lui Sorin Apostol? Având în vedere că abia azi s-a trimis dosarul, mâine probabil se va stabili un termen care, eu zic că pe luni ar putea fi săptămâna viitoare. Nu văd să fie în această săptămână recursul. Alin Golban, Titus Crăciun, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența voastră în studio. Continuăm cu știri despre derbiul Clujului la fotbal. Derby cu stadionul gol, prețul piperat al biletelor la meciul CFR Universitate a făcut ca azi dimineață, la deschiderea caselor de bilete din Gruia, niciun suporter să nu fie prezent.
Prețurile mari stabilite de conducerea din Gruia pentru meciul de sâmbătă i-au speriat pe suporterii clujeni. Dacă în trecut la jocurile cu miză, casele de bilete le-au luate cu asalt de fani încă de la deschidere, astăzi nicio persoană nu a venit să-și achiziționeze vreun tichet. Cel mai ieftin bilet la derbiul Clujului costă 150 de lei, dar majoritatea sar de 200. Câteva persoane au apărut la stadion după deschiderea caselor de bilete, dar nu i-a lăsat sufletul să scoată atâția bani din buzunare. Nu m-au uitat la preț. Normal, nu-mi permite să dau atâția bani. N-o să veniți la meci? Nu, chiar dacă sunt suporter CFR. Ce? Cum vi se par prețurile? Este extraordinar de mare. Nu? N-am cuvinte, nu pot să zic. Nu. Enorm. Da, sunt toși. Nu m-ați venit până aici, dar să vedeți. Să vă asigur dacă e adevărat, da. Jucătorii celor două echipe speră totuși ca stadionul să se umple. Care își vor permite, vor veni. Eu zic că vor fi alături de noi și sperăm să fie așa, însă vă dați seama că în astfel de condiții le va fi și lor destul de greu. Când aveam un atu important, erau suporterii, acum sper să vină, totuși. Cu siguranță nu o să fie stadionul plin, da. Sper să fie stadionul plin. Prețurile biletelor, prețurile fixate pentru bilete foarte mari. Da, nu trebuie să zic eu ceva. Dar va fi aduși pe voi, dacă nu va fi lumea în stadion. Normal când e fetate, pentru că tot timpul e frumos când jucăm cu stadion plin. Dar eu cred că va fi stadion plin. Prețurile biletelor stabilite la derbiul CFR Universitatea sunt cele mai piperate din istoria ligii întâi. În această partidă, noi suntem favoriți, spune capitanul lui CFR Cadu, cu referire la derbiul Clujului. Portughezul vede meciul de sâmbătă ca pe unul absolut obișnuit. Pentru fotbaliștii de la UUM este însă o partidă specială, în care vor să câștige și să dedice victoria suporterilor. Cadu nu are niciun dubiu când vine vorba despre echipa favorită în bătălia pentru Cluj. Noi suntem echipa favorită, pentru că suntem bătrâni propriu. Și suntem pe locul 3. Dar va fi cea mai echilibrată, pentru că și eu cu tot e acolo, joacă bine, au o echipă foarte bună și eu zic va fi cea mai echilibrată meci. Cadu se gândește și la patronul său, Pascal Iarpa, care împlinește 40 de ani. Trebuie să facem cadou, pentru că va fi ziua lui și trebuie să facem și lor, și eu un cadou. Jucătorii Universității Cluj sunt la fel de hotărâți să învingă. Ei recunosc că se simte o tensiune puternică în vestiar. Un derby în adevăratul sens al cuvântului și era normal să se simtă această atmosferă de derby. Poate Universitatea a vrut să câștige în Gruia? Normal că poate. De ce să nu poate? Ne-am pregătit bine, nu sunt accidentări în cadrul lotului, ne aflăm și în obiectiv, deci avem toate aturile. Meciul dintre CFR și Universitatea va avea loc sâmbătă de la ora 20:30 pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu. Am revenit la știri. Iceman a fost arestat astăzi pentru 29 de zile. Procurorii susțin că hackerul clujan Robert Butica a învinuit că ar fi spart serverele NASA. Le-a cauzat americanilor o pagubă de $500.000. Butica folosea porecla Iceman pe internet. El susține că și-a propus să spargă serverele Agenției Spațiale Nord-Americane numai pentru a demonstra că este capabil de acest lucru. Clujanul de 26 de ani nu are studii aprofundate de informatică, dar chiar și așa le-a provocat americanilor pagube de $500.000. Stricăciunile au fost remediate de NASA în 3 luni. Hackerul a fost reținut ieri, iar astăzi tribunalul a decis arestarea sa preventivă pentru 29 de zile. Izolați și păziți timp de o săptămână într-un loc secret, nu vorbim despre niște infractori, ci despre profesorii care elaborează subiectele de la examenul de rezidențiat pentru Centrul Medical Cluj-Napoca. Profesorii au fost duși în afara orașului și nu au acces la telefon sau internet. Examenul de rezidențiat se desfășoară pentru prima oară descentralizat în 6 centre universitare din țară, printre care și Clujul. Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațegano a luat măsuri stricte de securitate pentru a preveni orice scurgeri de informații despre subiectele de examen. Deja un grup de specialiști pe domeniile menționate sunt într-un loc în afara orașului, asigurat din punct de vedere al comunicării cu exteriorul, nu există nicio posibilitate de a comunica, au toată tehnologia necesară redactării întrebărilor și multiplicării acestor întrebări și lucrează în liniște în elaborarea celor 200 de întrebări. Odată ce sunt gata, subiectele sunt sigilate în saci speciali. Examenul începe duminică, 4 ore durează, vor fi aduse sub pază în amfiteatrele respective, unde șefii de sală le vor
desigila și vei comunica candidaților. În acest an, candidații vor putea afla punctajul pe care l-au obținut chiar pe loc în sala de examinare. În total s-au înscris la Cluj circa 900 de absolvenți, concurența fiind de doar 2 pe un loc. Fabrica de mobilă Libertatea va fi transformată în parc tehnologic. Freeburg Development, un fond de investiții privat, intenționează să ridice în locul fostei fabrici un parc de peste 4500 de metri pătrați, în care să atragă firme din străinătate și 3500 de angajați. Valoarea totală a proiectului depășește 20 de milioane de euro. Noul parc tehnologic va cuprinde spații de birouri, o zonă verde extinsă, dar și sală de conferințe, un supermarket și chiar o sală de spectacole. Reprezentanții Freeburg Development spun că au ales Clujul pentru avantajele pe care le prezintă față de alte orașe. Clujul este un centru universitar, se pretează foarte bine pentru un parc tehnologic, inovațional. Noi mizăm foarte mult pe capacitatea orașului Cluj de a livra pentru clienții noștri forța de muncă calificată, nu ieftină, vă atrag atenția, calificată. Și Clujul este un oraș multicultural care va putea să găzduiască companii cu renume din toată lumea. Deși proiectul abia a fost demarat, deja există firme interesate de parcul tehnologic. Potrivit reprezentanților dezvoltatorului, aceste companii intenționează să reloce aici o parte din centrele de excelență. Ce sunt din domeniul telecomunicațiilor, IT-ului, medicină, din cercetări științifice în domeniul medicinii. Sperăm să finalizăm aceste discuții în următorul jumate de an, ca să putem să anunțăm oficial, este un element de confidențialitate, dar vreau să vă asigur, sigur sunt companiile din primii 10, din top 10, nu numai din Europa, dar și din lume. Într-o primă fază, Freeburg Development va finaliza amenajarea unei clădiri de birouri destinate firmelor mici și mijlocii, urmând ca restul de birouri să fie terminate până în 2014. Constanță consideră că piața imobiliară clujană dă semne de revenire, mai ales pe segmentul de birouri. Nu contează că e criză, orașul are un potențial uriaș de creștere economică, cred americanii. Coldwell Banker nu s-a mulțumit să-și dea cu părerea, ci și-a deschis și un birou la Cluj. Biroul regional de la Cluj al Coldwell Banker va avea în subordine 6 orașe din Transilvania, iar aici vor lucra în jur de 15 brokeri imobiliari. Ce face Clujul atractiv? Populația foarte tânără, mobilă, cu un nivel înalt de pregătire profesională, tehnic sau de ce fel doriți. Amplasarea foarte bună din punct de vedere geografic, faptul că este considerată o capitală a Ardealului. Piața imobiliară din Cluj deja înregistrează semne pozitive pe segmentul de birouri. S-a constatat în ultimele luni o creștere a cererii, reflectată în creșterea prețurilor la închirieri. Oferta există în continuare, prețurile probabil că vor mai crește puțin datorită faptului că oferta este mai slabă la ora actuală pe segmentul de birouri. Investiția Coldwell Banker în biroul de la Cluj ajunge la aproape 100.000 de euro. În următoarele 24 de ore, vremea va fi în continuare rece, minima nopții va coborî până la valoarea de minus 8 grade Celsius, ceața își va face simțită prezența atât la noapte cât și dimineața, mâine în jurul amiezii vor apărea din nou temperaturile pozitive cu o maximă de 4 grade Celsius. Știrile se încheie aici, la Realitatea TV Cluj urmează de la 20:15 o ediție specială. Invitatul lui Ciprian Aron este fostul premier al Republicii Moldova, Ion Sturza. Nu uitați, ne puteți urmări direct și pe internet la adresa realitateacluj.net. Eu sunt Ionel Lăspuc, priviți realitatea în ochi, la revedere!